Mă bucur să stăm din nou în fața Cuvântului lui Dumnezeu și împreună să învățăm tainele care sunt de natură să ne mângâie, să ne mântuie, să ne vindece și să ne pregătească pentru împărăția lui Dumnezeu. Pasajul biblic pe care l-am citit în dimineața aceasta vă este prea bine cunoscut, pentru că ne duce cu gândul și cu amintirea biblică la vremuri străvechi, când unul din cei 12 fii ai patriarhului Iacob, Iosif, a fost urât de frații lui, pentru că era preferatul lui Iacob. Iacob n-a fost tatăl cel mai bun, familia lui a fost o familie disfuncțională în realitate, ca și a lui Isaac, de fapt. Dar lucrurile au stat în realitate așa cum ne spune Scriptura, pentru că Iacob l-a preferat pe Iosif și frații lui Iosif se temeau că Iosif va fi ridicat la rangul de patriarh, cel îndrept să fie cârmuitorul familiei și a întregului clan după moartea lui Iacob. Frații lui l-au urât și într-o zi au vrut să-l omoare, dar până la urmă l-au vândut la niște ișmaeliți care, luându-l sclavul lor acum, l-au dus în Egipt și l-au vândut în Egipt. Istoria a făcut ca prin mișcarea pe care Dumnezeu o face în toate locurile și asupra tuturor lucrurilor, Iosif să devină vicefaraon sau prim-ministru, cârmuitorul întregului Egipt. Și iată că o foamete mare a venit peste Egipt și peste întreg Canaanul. Dar înainte de această foamete, Dumnezeu a revelat lui Faraon și prin aceasta lui Iosif metodologia prin care să se pregătească. Și pregătirea a fost însămânțare masivă a pământului timp de 7 ani, o cotă specială care să fie dată de fiecare familie în visteriile lui Faraon, așa că Egiptul a strâns grâu și cereale care să suplinească nevoia întregii populații pentru 7 ani. Acum, frații lui Iosif, înfometați, în seceta care este peste Egipt și Canaan, vin să cumpere grâu, să cumpere cereale, ca să supraviețuiască și să nu uitați și să remarcați acest lucru, pentru că tot s-a menționat a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. Frații lui Iosif nu l-au recunoscut pe Iosif că este fratele lor, decât numai la a doua venire în Egipt. La prima venire nu l-au recunoscut. La a doua venire l-au recunoscut. Este o prefigurare a ceea ce se va întâmpla cu Domnul Iisus Hristos. La prima venire, a venit la ei săi și ai săi nu l-au primit. La a doua venire însă, a Domnului Iisus, Israel îl va primi și îl va recunoaște ca Mesia, împăratul lor, despre care am auzit deja vorbindu-se în această dimineață aici la Emanuel. Dar textul nostru, versetul 26 pe care l-am citit, este un text profund, adânc. Frații lui Iosif sunt aduși în punctul să recunoască că Iosif este fratele lor și este domnul Egiptului, stăpânul pâinii, și acum sunt comisionați de către Iosif să se întoarcă în Canaan, să spună tatălui lor, Iacob,
pe care ei îl mințise atât de grosolan și îl făcuse să sufere atât de mult, că Iosif a murit sfârșiat de fiare. Să se ducă să spună că de fapt ei l-au vândut, ei au avut o tentativă să-l omoare, l-au făcut sclav, dar Dumnezeu l-a ridicat. Iosif a primit veste de la copiii lui, însă nu l-a mișcat vestea aceasta. Anii au trecut, se pare, 20 de ani de zile de când Iosif nu a mai avut legătură cu familia, fiind închis în Egipt, apoi ridicat la rangul de faraon, vicefaraon, și Iacob și-a pierdut toată speranța că va mai vedea într-o zi pe fiul lui. Și de aceea, mărturia pe care fiii lui o aduc despre Iosif, scurtă: Iosif tot mai trăiește și chiar el cârmuiește toată țara Egiptului. Mărturia aceasta l-a lăsat rece pe bătrânul Iacob. În final însă, Dumnezeu a făcut să se deschidă inima lui Iacob și o să vedem cum și de ce. Și până la urmă, Iacob a crezut că fiul lui este viu și că fiul lui va fi salvatorul lor în această vreme de foamete și de pieire. De aceea mesajul meu se va intitula în această dimineață: și totuși a crezut. Deși e concluzia aici, dar inima lui Iacob a rămas rece, pentru că nu-i credea. La urmă, a crezut. Și mesajul meu se intitulează la fel: și totuși a crezut. Cum? Sunt patru lucruri evidențiate în acest verset pe care aș vrea să le vedem ca pe niște instrumente în mâna noastră, a dumneavoastră care mă ascultați și care mereu întrebați: cum aș putea eu să fiu efectiv în câștigarea cuiva pentru Hristos? Eu nu știu să fiu evanghelist, eu nu știu să fiu învățător, eu nu știu să-i explic, eu nu știu să fac nimic. Dar cum poți tu totuși să fii efectiv și pe unul care spune că nu cred, cum a zis Iacob, la urmă să zică: destul, fiul meu tot mai trăiește, asta mi-ajunge. Patru lucruri. Primul, haideți să ne uităm pe rând, trimișii cu mesajul bucuriei. Aici trimișii, evident că sunt frații lui Iosif. Ei trebuie să meargă la Iacob și să-i spună despre fratele lor, despre Iosif, că este viu, că toate lucrurile sunt în ordine. Dar două lucruri trebuie văzute, frați și surori, doamnelor și domnilor, în trimiterea celor care vor să vorbească despre Domnul Iisus Hristos, despre Iosif, sau cel mai mare decât Iosif. Două lucruri. Primul este înțelegerea păcătoșeniei tale, a mele. Aduceți-vă aminte de acest pasaj, Geneza 42, cu 21 la 22. Este prima vizită a fraților lui Iosif în Egipt și Iosif, care i-a recunoscut imediat, se comportă aspru cu ei ca să-i vadă ce fel de reacție au, ce se întâmplă în mintea lor, în inima lor. Și când sunt confruntați, dacă puneți textul, Geneza 42, cu 21 la 22, uitați ce se întâmplă. Deci, primul lucru de care ai nevoie, dacă vrei să fii efectiv spunându-i cuiva că Iosif, Iisus este viu și este Domn, îți trebuie o recunoaștere, o înțelegere a păcătoșenei tale. Frații lui Iosif, uitați ce au zis. Ei au zis atunci unul către altul: da, am fost vinovați față de fratele nostru.
Căci am văzut neliniștea sufletului lui când ne ruga și nu l-am ascultat. Pentru aceea vine peste noi necazul acesta. Ruben a luat cuvântul și a zis: nu vă spune a meu să nu faceți o astfel de nelegiuire față de băiatul acesta? Dar n-ați ascultat. Acum iată că ni se cere socoteală pentru sângele lui. Cine i-a învinuit? Cine i-a învinuit? Conștiința lor. Duhul Sfânt care veghează și care ne face să ne simțim neconfortabil atunci când facem păcatul. Dacă vrei să fii crezut, dacă vreau să fiu crezut, și încă o dată, chiar celor din familie care nu cunosc pe Domnul, să le spun că Iosif, Iisus, este viu și este Domn, nu numai peste Egipt, este Domn peste lumea întreagă, este Domnul Domnilor. Primul lucru de care avem nevoie este să înțelegem păcătoșenia noastră. Și al doilea lucru de care avem nevoie este să avem o întâlnire personală cu Iosif, cu Iisus. Că Iosif îl preînchipuie pe Iisus aici. Să avem o întâlnire personală. Geneza 44 cu 16 și apoi 32 la 34. Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului. Geneza 44, deci cu 16. 44 cu 16, da? Iuda a răspuns: ce să mai spunem Domnului nostru? Cum să mai vorbim? Cum să ne mai îndreptățim? Dumnezeu a dat pe față nelegiuirea robilor tăi. Iată-ne robi ai Domnului nostru, noi și acela la care s-a găsit paharul. Apoi versetele 32 la 34. Căci robul tău s-a pus chezaș pentru copil și a zis tatălui meu: dacă nu-l voi aduce înapoi la tine, vinovat să fiu pentru totdeauna față de tatăl meu. Îngăduie, dar te rog, robului tău să rămână în locul băiatului, ca rob al Domnului meu, iar băiatul să se suie înapoi cu frații săi, acesta fiind Beniamin, fratele mai mic al lui Iosif. Cum mă voi sui eu la tatăl meu dacă băiatul nu este cu mine? Ah, să nu văd mâhnirea tatălui meu! Aceasta înseamnă o întâlnire personală cu Iosif, cu Iisus Hristos. Când te întâlnești cu El, dragul meu, este cu neputință să rămâi același. Să rămâi același. O schimbare profundă trebuie să se întâmple în tine, în mine, în viața noastră. O schimbare fundamentală dintr-un caracter corupt într-o făptură nouă, dintr-un om urător și care vrei să omori chiar pe fratele tău. Devii un om care te pui chezaș, te pui zălog pentru viața fratelui tău. Lasă-mă pe mine să mor eu în locul lui, să fiu eu legat în locul lui. Ține-mă pe mine prizonier și dă drumul fratelui meu. Dar aceasta nu se poate realiza decât numai dacă te întâlnești personal cu Iosif, cu Iisus Hristos. Tu înțelegi ce vorbesc, nu? Istoria lui Iosif este istoria convertirii prin Iisus Hristos. Când s-au întâlnit cu Iosif cu adevărat, frații săi s-au schimbat și Iosif tocmai aceasta dorea, să vadă că au fost schimbați, că au fost transformați, că sunt alți oameni, oameni temători de Domnul și oameni care nu mai ascund adevărul, ci care stau pentru adevăr și care vorbesc adevărul, care trăiesc adevărul. Deci primul lucru l-am văzut în trimișii cu mesajul. Trimișii au fost frații lui Iosif. Trimișii cu mesajul mântuirii suntem noi, ești tu și cu mine. Fiecare. Dar trebuie în primul rând să realizăm că suntem păcătoși și să ne întâlnim personal cu Iisus Hristos, care ne iartă de ori și ce păcat.
dacă ne mărturisim. Ne dă o conștiință nouă, o atitudine nouă, o relație nouă, un caracter nou, mărit să fie Domnul. Al doilea lucru pe care îl vedem în istoria aceasta, ca să ducă la a crede pentru cei ce nu cred acum, este ținutul unde să ajungă mesajul. Și i-au spus lui Iacob. Deci l-au trimis în Canaan, i-au trimis în Canaan Iosif la tatăl lor. Noi suntem chemați cu mesajul mai mare al lui Iisus Hristos, mai mare decât al lui Iosif. Să mergem în toată lumea. Uitați-vă la acest binecunoscut verset pe care Iisus Hristos îl are față de apostol și prin apostol față de biserică. Matei 28 cu 18 la 20. Matei 28 cu 18 la 20. Să citim pasajul pe care îl știm, dar să ne uităm la el cum trimite Domnul Iisus Hristos. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Și acum, 19. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Uitați cum este trimiterea. Ținutul unde te trimite Domnul, pe tine și pe mine, cu mesajul că Iisus este viu, cel mai mare decât Iosif este viu și este Domn. Odată ne spune, dacă vă trimit, însemnează că toată puterea este a mea. Nu vă pot trimite în puterea voastră. El a spus, Iisus Hristos, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. De aceea, pentru că am toată puterea în cer și pe pământ, vă trimit pe voi. Căci lucrul acesta face posibil că eu am toată puterea ca voi să ajungeți cu mesajul până la marginile pământului. Toată puterea, toate neamurile. Mergeți și faceți ucenici din toate neamurile, toate neamurile. Toată Evanghelia, învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Tot cuvântul trebuie spus, tot adevărul trebuie mărturisit. Și tot timpul. Și iată că voi fi cu voi în toate zilele. Deci, toată puterea, toate neamurile, toată Evanghelia și tot timpul. Așa este trimiterea Domnului. Frații lui Iosef s-au dus la Iacob. Noi trebuie să mergem la toată lumea. Știți de ce? Pentru că atunci ai succes când te duci la locul unde te trimite Domnul. Dacă te duci în altă parte, nu o să ai succes. O să te împotmolești. Du-te la locul potrivit, du-te la persoana desemnată, du-te în ținutul pregătit de tine pentru Domnul. Aduceți-vă aminte, pentru că și acest fapt este cunoscut, despre istoria din secolul trecut, 1956, când cinci predicatori baptiști au ales să se ducă cu cuvântul mântuirii în Ecuador, la unul din triburile cele mai sălbatice care erau în ținutul acela, triburile Auca. Jim Elliot, Nate Saint, Peter Fleming, Ed McCulley și Roger Juderian s-au dus, după multe tratative cu misiunea baptistă, pentru că știau că e periculos să meargă acolo. Însă, la scurt timp, după ce au ajuns aici, în tribul Auca, toți cinci au fost omorâți. Toți cinci. A venit vestea, s-a dus armata, pentru că au văzut că nu mai este legătură radio cu ei, s-a dus armata din Ecuador cu elicoptere, cu armament puternic, au coborât acolo, au găsit trupurile lor moarte pe malul mării, le-au luat și le-au dus la familie să fie înmormântate. Ce-i de făcut acum? Și uitați ce a fost de făcut. S-a ridicat soția lui Jim Elliot,
Elizabeth Elliot și a zis, știm ce-ai de făcut. Dacă aceasta a fost mandatul să se ducă Evanghelia la tribul acesta, mergem noi, văduvele, soțiile celor morți, soțiile martirilor. S-au luptat, au fost discuții mereu să nu plece. Au plecat. Au plecat. Și nu de mult am văzut filmul cu tribul Auca astăzi. Nu numai că au reușit să ducă Evanghelia, tot tribul s-a pocăit. Tot tribul s-a pocăit. Dumneavoastră n-ați auzit. Tot tribul s-a pocăit. Și l-am auzit vorbind pe băiatul șefului de trib care a omorât pe cei cinci. Spunea el, aveam 13 ani când tata a tras primul cu săgeata și a lovit în martiri. M-am bucurat și am strigat către zeii noștri că i-am pus jos și i-am omorât. Dar când au venit surorile acestea, soțiile lor, tata ne-a adunat pe toți, tot tribul și a zis, așa, auziți, ce i-a făcut să se întoarcă la Domnul? Dacă Dumnezeul acestor oameni pe care noi i-am omorât este așa de mare încât soțiile lor nu se tem și vin să ne spună nouă să primim pe Dumnezeul lor, cu siguranță că Dumnezeul care nu se teme de moarte este mai mare decât Dumnezeul nostru. Și toți s-au pocăit și slujesc pe Domnul. Glorie Domnului! Du-te acolo în teritoriul în care te trimite Domnul. Altfel te vei asemăna cu acest închipuit predicator. S-a dus la comisie de păstori și a zis, vreau neapărat să mă ordinați. Și da, de ce? Pentru că Domnul mi-a descoperit că trebuie să mă duc să predic Evanghelia. Dar cum ți-a descoperit? Deci am avut un vis și am văzut pe cer trei litere. D-S-P. D-S-P. Și? Păi, asta înseamnă du-te să predici. Trebuie să mă duc să predic. La care șeful comisiei a spus, după cum cunoști tu Biblia, și după cum îți deschizi gura să vorbești, noi credem că alea trei litere însemnează altceva. Du-te sapă porumb. Și cred că așa este. Trebuie să vezi unde ești chemat, unde ești trimis și cine te cheamă. Dacă te cheamă Iosif, Iisus, El te împuternicește. El îți dă cuvântul, El îți deschide ușa și El deschide toate hambarele Lui ca să suplinească nevoile tale. Și El te apără în fața vrăjmașului, așa cum a apărat pe aceste văduve. De aceea pune la minte și la inimă lucrul acesta, ținutul unde trebuie să ajungă mesajul. 3. Partea cea mai frumoasă, uitați-vă, este tema mesajului lui Iosif, a lui Iisus Hristos. Frații lui Iosif au trebuit să meargă la Iacob să-i spună o veste. Vestea pe care frații lui Iacob, lui Iosif, au dus-o, este aceasta. Comportă două elemente. Primul, persoană. Adică ei au trebuit să meargă și să vorbească despre cine? Despre Iosif. Despre Iosif. Ascultați-mă cu atenție, frați și surori, doamnelor și domnilor, și ascultați-mă și dumneavoastră cei de la internet. Vă vorbesc cu multă smerenie și cu mult respect. Renunțați să mai predicați visele voastre și vedeniile voastre și doctrinele voastre.
Noi nu avem de predicat nici vise, nici vedenii, nici doctrine. Mesajul nostru este o persoană. Noi predicăm pe cine? Pe Iisus cel răstignit. Dacă vrei să fii efectiv și vrei să aduci la Domnul pe cel care a spus, eu nu pot crede, cum a zis Iacob în prima parte, prezintă-l în primul și în primul rând pe Iosif. Prezintă-l pe Iisus Hristos, pe Domnul. Persoana lui trebuiește predicată. Știți de ce? Așa cum spune în 1 Corinteni 1:23, noi predicăm pe Hristos cel răstignit. Pentru că Iisus Hristos este Mântuitorul. El este Vindecătorul. El este autorul credinței adevărate, Evrei 12:2. El este Dumnezeul nostru. El este Cel care în toate lucrurile trebuie să aibă întâietate. Coloseni 1:18. El este capul bisericii. Coloseni 1:18:1. El este creatorul. Coloseni 1:16. Ioan 1:1-3. De aceea, cum zice Scriptura, și am auzit astăzi pasajul citindu-se din Psalmul 2. Acum, dar împărați, purtați-vă cu înțelepciune, luați învățătură judecătorii pământului, slujiți Domnului, traduce aici Cornilescu, cu frică, dați cinste Fiului ca să nu se mânie și să pieriți pe calea voastră. Trebuie toți oamenii să se întoarcă la această persoană care se numește Iisus Hristos. Glorie Lui! Glorie Lui! Nu te predica pe tine. Nu predica minunile pe care le-ai făcut, că n-ai făcut niciuna. Nu predica visele tale. Predică-L pe Iisus Hristos. Și când îl predici pe Iisus Hristos, numele Lui este numele mai presus de orice nume. Și puterea numelui Lui pătrunde necredința, pătrunde întunericul, unde pătrunde numele Lui, acolo intră lumina. Al doilea lucru, pe lângă persoana lui Iisus Hristos, frații lui Iosif și noi ai lui Iisus au trebuit să aibă o proclamare, o predică propriu-zisă. Și predica lor comportă trei elemente de data aceasta. Trei elemente. Primul, Iosif, Iisus, este viu. Ei s-au dus și au zis, Iosif tot mai trăiește. Iar nouă ne spune personal Iisus Hristos, Apocalipsa 1:18, am fost mort și iată, sunt viu în vecii vecilor. Noi nu predicăm un Mântuitor mort, ci unul care a înviat din morți, unul care rămâne viu în vecii vecilor. Iosif este în mormânt, dar nu Iisus Hristos. El este viu. Poți vorbi cu El, poți comunica cu El, poți să te rogi Lui și poți să vii la El cu viața Lui. Deci primul aspect al proclamării, al predicii, este viața lui Iisus Hristos. El este viu. Al doilea aspect, Iosif, Iisus este Domn. Zice aici, zic frații lui Iosif, chiar El, Iosif, cârmuiește toată țara Egiptului. Dar noi avem o știre mai mare decât aceasta. Iisus Hristos este în poziția supremă de împărat al împăraților și domn al domnilor. Apocalipsa 19:16. De aceea adu-i închinarea ta, adu-i reverența ta, adu-i ascultarea ta, dă-i inima ta. Este domn. Și al treilea lucru în proclamare, în predică, pe lângă că este viu, Iosif este viu, Iisus este viu, Iosif este Domn, Iisus este Domn, Iosif este glorios, Iisus este glorios. Uitați-vă la Geneza 45:13, ce le spune Iosif să zică. 45:13. Istorisiți tatălui meu toată slava, toată gloria pe care o am în Egipt și tot ce ați văzut, și aduceți-l aici cât mai curând pe tatăl meu. Istorisiți tatălui meu toată gloria, toată gloria.
Iisus are o glorie mai mare decât Iosif. Mai mare. Auziți, Apocalipsa 4, 9 la 11. Când aceste făpturi vii aduceau slavă, cinste și mulțumire celui ce șade pe scaunul de domnie și care este viu în vecii vecilor, cei 24 de bătrâni cădeau înaintea celui ce ședea pe scaunul de domnie și se închinau celui ce este viu în vecii vecilor și aruncau coroanele înaintea scaunului de domnie și ziceau: vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești gloria, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost create. O, glorie Domnului! El are glorie mare. O glorie mai mare. Duceți-vă și spuneți tatălui meu despre gloria pe care ați văzut-o că o am. Iisus este glorios în persoana Sa. Psalmul 45:2. Tu ești cel mai frumos dintre oameni. Iisus este glorios în putere. Este singurul care a spus: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Și nu numai a vorbit, că așa este. El are toată puterea. Iisus este glorios în dragostea Lui pentru noi. Atât de mult ne-a iubit că și-a dat viața pentru noi. Iisus este glorios în planul Lui pentru noi. Ioan 14:3, un plan mare. Mă duc să vă pregătesc un loc și după ce vă voi pregăti, mă voi întoarce iară. Un plan măreț care urmează să se întâmple cât de curând. Iisus este glorios în toate. În toate. Crezi tu lucrul acesta? Și apoi, al patrulea aspect și ultimul în această istorie, care l-a făcut pe Iacob să creadă, care o să facă pe cel de lângă tine să creadă, este testul mesagerilor lui Iosif, a mesagerilor lui Iisus Hristos. Testul acesta are trei caracteristici. Primul este comunicarea pe care trebuiau să o facă. Versetul 27, partea 1. Când i-au istorisit însă tot ce le spusese Iosif și a văzut carele pe care le trimisese Iosif ca să îl ducă, Duhul tatălui lor Iacob s-a înviorat. Frați și surori, știți ce spune aici cuvântul Domnului? Spune următorul lucru. Când vorbești, când vorbesc și când vorbim despre Iisus Hristos, despre cel mai mare decât Iosif, i-a spus că s-au dus, când i-au istorisit însă tot ce le spusese Iosif. Știți ce trebuiește? Noi trebuie să vorbim tot ce spune Scriptura, să nu scoatem nimic din ea și să ne adăugăm nimic la ea. Tot ce spune Scriptura. Pentru că dacă vorbim altceva, vorbim neadevăr. Dar dacă vorbim tot ce spune Scriptura, atunci puterea cuvântului străpunge inima mâhnită, amărâtă, necredincioasă. Inima împietrită, ca și a lui Iacob, și o moaie, o schimbă. Deci o comunicare clară, pentru că mântuirea stă în puterea cuvântului Scripturii, dar cuvânt întreg. Asta este comunicarea. Doi, este confirmarea. 27, versetul din Geneza 45, partea a doua. Zice, și a văzut carele pe care le trimisese Iosif ca să-l ducă. A văzut carele. Dar, frați și surori, înainte să vadă carele, să vă spun eu ce a văzut Iacob. Iacob a văzut că fiii lui sunt schimbați. Asta a fost primul lucru pe care l-au văzut. Eu sunt convins că s-au dus la tatăl lor și s-au pus în genunchi în fața lui și au spus: Tată, iartă-ne! Pentru că te-am mințit și te-am chinuit 20 de ani. Ți-am spus că am găsit haina fratelui nostru Iosif plină de sânge, animale sălbatice l-au sfâșiat. Tată,
ne este rușine. Te-a mințit. Nu este drept ce am spus. Noi l-am vândut. L-am făcut rob. Dar este așa cum a visat el, tată. Că stelele, luna și stelele, adică tu și cu noi, fiii tăi, într-o zi ne vom pleca în fața lui. Tată, iartă-ne. Pentru că acum îți aducem vestea adevărată. Iosif trăiește. Și trăiește ca domn al Egiptului. Tot Egiptul să pleacă în fața lui. Ne așteaptă să mergem și noi acolo. Este primul lucru pe care l-a văzut Iacob. Nu carele. Când vorbești cuiva despre Iisus cel viu, faptul că este viu trebuie să se vadă întâi în mine. Ești de acord? Trebuie să se vadă întâi în tine. Pentru că dacă nu se vede în noi schimbare, dacă nu se vede că în noi trăiește Iisus Hristos, cum să convingi pe cel la care tu te adresezi sau eu mă adresez? Și apoi s-a uitat la ce au trimis Iosif. A văzut carele. Vreau să vă spun ceva din nou din Scriptură. Iacob a văzut carele pline cu bunătăți din Egipt. Și nu orice car, pentru că erau care de la curtea lui Faraon, făcute în stilul cel mai sofisticat și mai frumos. Dar dacă puneți Psalmul 68 cu versetul 17 pe ecran, uitați-vă la aceste care. Carele lui Dumnezeu se numără cu 20.000 și mii de mii. Și Domnul este în mijlocul lor. Frații mei, uitați ce spune cuvântul Domnului. Dacă spui că n-ai dovezi ca să crezi, Domnul are tiruri întregi, dacă vreți să folosesc această expresie, de dovezi că El este viu și că El este Dumnezeul adevărat. Sunt milioane, sute de milioane de vieți schimbate pe pământul acesta. Sunt zecile de mii de cară ale lui Dumnezeu care poartă în ele, în mijlocul lor, în sufletul lor, în duhul lor, pe Dumnezeul cel viu. Cum crezi că s-a schimbat criminalul acesta într-un om nou? Cum crezi că s-a schimbat înșelătorul acesta într-un om nou? Cum crezi că cineva care ura pe Dumnezeu acum predică cu un duh înfocat că Iisus Hristos este Domnul? Cum crezi? Citindu-l pe Marx? Sau pe Biden? Nu s-au uitat la desene animate. Au deschis cartea Domnului și a intrat în ei puterea cuvântului lui Dumnezeu. Iisus trăiește în ei. Și de aceea, dovada că El este viu, sunt eu, ești tu, și aceasta este dovada cea mai puternică. După comunicare și confirmare, au urmat consecințe. Care sunt consecințele? Versetul 28. Și Israel a zis, destul, fiul meu Iosif tot mai trăiește, vreau să mă duc să-l văd înainte de moarte. Uitați-vă la felul în care Duhul Domnului pune textul, pentru că nu este întâmplător. Până în versetul acesta, Iacob este Iacob. Dar acum când înțelege că Iosif este viu, el nu mai este Iacob, ci este omul acela transformat care s-a întâlnit cu Îngerul Domnului, cu Iisus Hristos, la râul Iaboc și care i-a schimbat numele în Israel. Observați cum spune aici. Și Israel a zis, deci Iacob nu mai este cel necredincios, cel îndoielnic. Iacob este Israel.
Este cel transformat de același Dumnezeu care i-a transformat și copiii lui. Și care l-a păzit pe Iosif și l-a făcut domnul Egiptului. Și de aceea el spune, vreau să mă duc înainte de moarte. M-aș bucura și eu să mă duc la Iisus Hristos înainte de moarte. Să nu prin moartea, să prin răpirea bisericii. O aștept în fiecare clipă. Amin? Dar dacă va trebui să mor, nicio problemă. Pentru că El mi-a promis, mă duc și mă voi întoarce. Ca acolo unde sunt eu, la venirea mea, să înviez pe toți morții și să-i transfer în împărăția Tatălui meu ceresc. Iosif tot mai trăiește. Iisus Hristos este viu în vecii vecilor. De aceea, pentru că este viu, a spus-o Iisus, pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. Și tu vei trăi. Și cel la care te duci să-i spui, la Iacobul acela împietrit, Iisus trăiește și El va trăi. Pentru că Dumnezeu, așa cum l-a schimbat pe Iacob în Israel, te va schimba și pe tine. Nu-i frumos cuvântul Domnului? Nu-i adânc cuvântul Domnului? Dumnezeu este mare, este atotputernic, dar mai ales este plin de dragoste pentru tine și pentru mine. Este plin de dragoste pentru noi să ne transforme, să ne schimbe. Frați și surori, doamnelor și domnilor, vestea bună este că Iisus trăiește. El este nu Domnul Egiptului, El este Domnul Universului, nu al lumii întregi, a Universului. Citeam recent despre trilioanele de stele care există în Univers. Iar cuvântul Domnului spune în profetul Isaia, zice, El cheamă toate stelele pe nume, așa de mare este puterea Lui. Și dacă El cunoaște stelele pe nume și le ascultă și stau în orbita lor și nu fac accidente în cosmos, în ăștia 8 miliarde și jumătate de oameni care trăiesc pe pământ, ne cunoaște pe toți pe nume. Ne-a cunoscut și pe noi și uitați că ne-a chemat la mântuire. Și acum spune, v-am chemat la mântuire, dar nu să stați confortabil în biserică numai, ci v-am chemat la mântuire ca să vă duceți ca frații lui Iosif, cu cuvântul meu, cu mesajul meu, nealterat, întâi la familia voastră și apoi până la marginile pământului. Și Domnul care l-a schimbat pe Israel și pe copiii lui, va schimba și pe cei la care tu și cu mine suntem trimiși și ne rugăm Domnului să lucreze în continuare în felul acesta cu biruința lui. Amin. Ne ridicăm în picioare și împreună să ne rugăm Domnului și să mulțumim Domnului pentru cuvântul Său, pentru prezența Lui cu noi și pentru planul glorios pe care îl are cu noi. Avem un Domn glorios, un Domn viu, un Domn puternic. De aceea, roagă-te Lui și spune-i, Doamne, te rog, nu te supăra pe mine, nu te mânia pe mine. M-ai trimis și am ezitat să mă duc, că am zis că sunt prea slab. Dar fă să vadă în mine că eu sunt schimbat de tine, transformat de tine. Căci dacă vor vedea schimbarea în viața mea, vor crede că tu trăiești, ești în mine și eu sunt slujitorul tău. Noi trebuie să fim martorii lui Dumnezeu. Ne rugăm Domnului să ne facă pe toți martori aceia vii și puternici. Haleluia! Glorie Domnului! Mărire ție, Doamne!